Având în vedere situația hidrometeorologică actuală și prognoza meteorologică pentru următoarele 72 de ore pe râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, județele Maramureș și Satu Mare, precum și pe râurile din alte județe din țară, sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de apărare. Până în această seară, la ora 21, Maramureșul și alte 18 județe sunt sub cod galben de ploi abundente, urmând a se înregistra cantități de precipitații ce pot depăși 60 de litri pe metru pătrat. Meteorologii spun că în cea mai mare parte a Moldovei, local în estul și în sud-estul Transilvaniei, în Maramureș și nordul Munteniei și al Olteniei, vor fi perioade în care va ploua însemnat cantitativ, dar va continua să plouă până sâmbătă în majoritatea zonelor țării.